fost o sarcină concepută natural. Prima dată am mers la ultrasonografie și a fost doar o confirmare. Și a doua oară, când am mers la 13-14 săptămâni, acolo am aflat surpriza. Eram singură și apoi la telefon am anunțat soțul. El era șocat, pentru că foarte mult și-a dorit chestia asta, să devină tată de gemeni. A fost o sarcină, n-aș spune că foarte dificilă. Spre sfârșit a fost mai grea, dar așa am fost toată sarcina activă, am lucrat până am ieșit în concediu de maternitate. Destul de ok. Am urmat în întregime sfaturile medicului. Atunci când am fost la a doua ultrasonografie și am aflat că-s gemeni, am fost sfătuită să merg undeva în Chișinău, pentru că în Chișinău mult mai multe sarcini gemelare, adică duplex, decât în regiuni. Am analizat cam medicii, din start ne-am înțeles, el e o persoană așa pozitivă, am înțeles că de aici o să urmez și celelalte consultații. Îmi părea că de mult va dura, dar foarte repede decurs procesul, și însă și nașterea. Nu credeam că o să pot și iarăși am fost susținută de domn doctor și poți, acolo tu ai doi copii și sunt ai tăi. Și uite, cuvintele astea m-au motivat și acum ne ținem comorile în brațe. Se numește Daniel, a fost primul născut, de 2,790 kg, da, la ora 3:25, după care a urmat fetița, Daria, la 3:29, de 2,90 kg. Ea e micuță, dar puternică. Fetița e foarte somnoroasă, e doarme, are când mănâncă și doarme. Dar băiețelul are caracter, chiar asta noapte l-am observat deja. Am acasă un băiețel și m-am dorit să am și o fetiță. Mă simt fericită.